Staeră doamnelor și domnișoarelor, bun găsit domnilor, sunteți la arena sport.ro, locul de unde, așa cum zicem noi de fiecare dată, încercăm să prezentăm evenimentele sportive un picuț altfel. Nu mergem la spital, deși o să vedeți că invitatul nostru de astăzi are o legătură cu ce înseamnă halatul alb, fost fotbalist bun. Cunoscut în campionatul nostru, a trecut apoi pe bancă, unde a preluat echipe specializat în a salva echipele de la retrogradare sau de a promova cu ele. Ca să nu mai lungim, discutăm astăzi cu Dan Alexa. Salut, Te salut. și mii de mulțumiri. Te salut, Cătălin. Domnul tu... Chirurgu. Domnul Chirurgu. Domnul Chirurgu. Domnul Cătălin. Săruna, salut Da, probabil că. Mă bucur că ne revedem, Să rămână. corect. E sătul de întrebările. Ce s-a întâmplat cu Ana Maria Prodan? Când salvez da. pe Tunari? De ce ai plecat de la Botoșani? Hai să începem altfel. Cum ai început tu fotbalul? Bă. Cum am început Stii, fotbalul? Bă? Păi bănuiesc că de toate astea e sătul. Da. Nu? Le-ai auzit de da, chiar 20 da, de chiar ori Ce s-a întâmplat la Botoșani, stimate? Hai să începem și altfel, un picuț da, am crescut în Caransebeș, maica mea era brodereasă. Adică da. la mașina de cusut avea papiotele alea cu... Da. Na, da, și... Că rămâneau papiotele într-o cutie așa foarte multe, le luam, le coloram, cu roșu era dinamo, cu albastră era steaua și făceam campionat cu zaruri, cu porți. Deci fotbalul, se lega de fotbal practic din, de la 3-4 ani. Am fost foarte legat de... am întâlnit într-o familie unde tata n-a fost sportiv, fratele lui a fost portar la, la poliaș Din, uh, și mi s-a transmis așa, mă uitam la meciuri, erau meciuri foarte puține, se transmitea meciuri foarte puține, fratele meu era fan Craiova, Craiova Maxima, e mai mare ca mine cu, cu 4 ani, și aduceam niște poze prin casă și mi-aduc aminte că primul meu jucător favorit sau fotbalistul cu care am crescut eu așa în minte a fost uh, Florea Văietuș. Wow. Era echipa aceea lui Dinamo, avea echipamentele ale albe într-o poză și mie mi s-a părut uh, că sunt mult mai, mult mai mișto decât albastrul lui, lui, frate -mi. era craiva Maxima pe toți pereți. <laughs> și așa am, așa am început. Apoi am fost foarte... Am avut așa o pasiune, m-am născut cu ea. Uh, mi-aduc aminte că de ziua mea tai că m-a întrebat ce vrei să-ți iau și mi am făcut un abonament la Gazeta Sporturilor. Era cu, Man. cu albastru, scria. Da. Cu, știi da, că era sus, cu, pertea, cu litere de, cu, de mână. Cu, litere de, de mână, așa, da, da. Da. da, Și venea la Carasebe și m-a Asta a fost cadou meu când... Serios? Când -am început deci să, asta ți-ai dorit tu? La 8 ani, da, la 8 ani, 9 ani. Mi-a plăcut să știu tot. Sunt legat de fotbal, nu știu, am avut o pasiune. Nu mă văd. Adică nu m-am văzut niciodată făcând altceva. Păi da, da, te-ai iubit și mingea, că poți să ai pasiune. Nu mi-a luat peria acum, dar poți nu? să ai pasiune, că... Știi, da, să da. cuperi ziar sau... Cred că ca fiecare copil înainte de, de Revoluție sau chiar și, și după câțiva ani, ne jucam foarte mult în curtea școlii sau în fața blocului. Cred că acolo au fost bazele uh, pasiunii mele pentru, pentru fotbal. Fiecare jucător, fiecare copil avea un tricou cu, scris cu cretă, numărul 8, numărul 5, numărul fiecare cum ar fi vrut să, să devină. Făcând o paralelă, cred că asta lipsește copilor din ziua de azi, pasiunea asta. Aici s-a pierdut cumva. Dorința mea cea mai mare era să, să joc fotbal, să ajung la un nivel bun. Am avut, din păcate, o problemă. Am avut platus, care platusul e foarte greu de făcut performanță. Înainte nu trăiam nici în armată pentru, pentru Platfus. M-am chinuit, chinuit câțiva ani și apoi mi-a stat Dumnezeu, am ajuns la echipele care. Să joacă la un nivel bun pentru, pentru România uh, și cred că am obținut maxim pentru cum eram ca jucător. Tu apărai cu Văietuș pe, pe spate sau nu, cu nu, numărul, cu, a fost primul, după aia a început Maradona. <laughs> Toată lumea voia. La noi, în partea de în țară, era campionatul mondial din 86. Pe care îl, îl mai vedeați de, de la vecini. Pe bloc. De la era, aveam o antenă, s-a aduna toată scara, pentru că prindeam. Aveam frecvența cu sârbi, Eram aproape de... Da. Și vă duceați pe bloc? Ne duceam pe bloc uh, toți, toți, oamenii, sau care vreau să vadă. Și erau un televizor și ne uitam la, Man. la meciurile din 86. Da. Ai o fotografie de atunci? Și atunci tu ți imaginezi din 86 că toată lumea era cu Maradona în gură. Era campionatul lui, era ceva special, era cel mai bun jucător din lume în momentul ăla și fascinat Și atunci am, am avut Maradona cu numărul 10. Bine, nu are nimic legătură cu talentul meu de fotbal. nu am <laughs> nicio legătură. Dar da, în spatele blocului acolo În spatele blocului, da. Eu omorai? Jucam, da, îmi plăcea să joc. Să joc, să câștig. De mic când... mi era ciudă când pierdeam. Mi era... Prima competiție aveam tot timpul cu fratele meu. E normal, la orice. Da, da. Mă bătea că era mai mare și atunci da. tot timpul mi-am dorit să-l să bat. Apoi am trecut la fotbalul cu scara A, cu scara B. Era rivalitate mare de Correct. tot. Jucam în fiecare zi campionate, eram cel mai mic, nu prea prindeam, pentru că erau alții mai mari, dar era în rezervă. acolo eram rezervă. că cei mai tineri care se uită acum la noi spun, stai mă, cum adică trebuie să că lucrul ăsta a dispărut de vreo 20 de ani. Adică ce, da. din, scara, da. ce din scara Exact. Avea. Păi și avea să faceți, da. Erau 4 dar, la 4, da, 4, da, 4, da. 4 la 4, cum erau, 3 la 3, 4 la 4. Dar da, acolo se, acolo se acolo. începea. Asta, asta lipsește. Uite, ducând discuția mult mai departe și chiar mă bucur că pot să o spun, este un studiu în care Studiat, Ca să progresezi până la o anumită vârstă, îți trebuie cam 10.000 de ore să exersezi. Cam 10.000 de ore. E un studiu. Ca să progresezi în execuție, în calitate fizică, în... Nu. E, nu, cred că tinerii din ziua de azi le este insuficient alea ora aia jumate de antrenament pe zi. Noi ora aia jumate de antrenament care plecase la fotbal o mai făceam încă o oră în spatele blocului sau încă două, încă trei. Eu cred că acolo ne am dezvoltat foarte mult și asta a fost, cred că asta e diferența. Și că se zice, nu mai avem fotbaliști de altă dată. Da. Ăștia din ziua de azi sunt mai rapizi, sunt mai pregătiți fizic, nu știu, altceva, dar noi aveam pasiunea mai mare. Corect și asta. Mai regăsești astăzi, da, cinstit. Uite, chiar la jucătorii tăi, regăsești pasiunea pe care tu o aveai acum 20 ceva de ani? Puțin. Toată lumea spune asta. Puțin. Uite, îți dau un exemplu. Am antrenat o echipă și eram în cantonament și asta îți spune cam tot am antrenat o echipă și s-a jucat sfert, uh, sfertul de finală sau semifinală, Real Madrid City. Da. Cu întoarcerea lui Real Madrid. Da. Cu 2-1, cu, cu, Rodrigo. Cu Rodrigo. Cu, Rodrigo, cu... cu, Rodrigo. cu... Da. da. Nu știu ce era, sfert de finală sau semifinală. Și eram în cantonament. Și a doua zi, am întrebat pe un fundaș, un fundaș tânăr. Mă, cine a greșit la golul lui Rodrigo? Aseară. Și am văzut eu că se fustăcește. Și îmi vine un moment și zic, care uită la meci? Și-au ridicat doar jucătorii de peste 30 de ani. Și eram în canturament. Nu erau acasă, să zici că aveau treabă sau... Asta este o mare, o mare problemă. Mi-aduc aminte un curs la, la Nion și aici se răspunde. Era invitat, era Ionuț Lupescu, șeful școlii de antrenori Dar? și făceam licența pro. Ești obligat fiecare școală, fiecare țară, fiecare cursant să meargă dată la modulul ăla la Nion. un modul de da. 3 zile. Da. Unde vin personalități? În statistică, în academii de fotbal. Na, sunt niște cursuri foarte interesante. Iar la final, <coughs> în ultima zi, interviu eveniment Roy Hodgson, bătrânul, da. care acum, până acum o lună a la QPR. L-a afară de la Național Angliei, dacă-ți aduce aminte, îi bătuse Islanda. Surpriza aia da. mare da. la campionatul da. La european. Da? Nu? Așa. Da, și era interviu, eveniment, eram patru școli. Deci omul era. era acolo? Da, omul interviu. Omul cu Lupescu la Lupescu. Lupescu interviu. Și eram patru școli. Era U Ucraina, Moldova, că am făcut proul în Moldova, U Scoția și Polonia. Și erau foști jucători acolo. Era Sârna, care era cu Ucraina, era Lewandowski. Man. Dar nu Lewandowski atacantul. Jucau la șactior, nu el. Da, a da. da, 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 echipa da. acum lui, în da. Polonia, lui Moral. Da, și bine, Roy Hodgson și îl prezinte. Prima dată îi face o prezentare în spatele lui, pe un ecran imens, cine e Roy Hodgson? Și începe din 76. O, o, Danemarca, antrenat, Suedia, campion în Danemarca, campion în Arabia, naționale. Și jumătate de ori l-a prezentat, ca să înțelege cariera lui. Ne-a ridicat, toată lumea l aplaudat, foarte carismatic. Și începe să vorbească, vorbește, spune ce, ce zice el pe acolo și zice întrebări cu publicul, cu studenții. Puneți ce întrebări vreți. Și l-a întrebat dacă nu mă știu, Sârna, cred. Cred că Sârna. Sau cineva din, din de la școala ucrainiană. Ați antrenat de foarte mulți ani. Sunteți un fenomen. A antrenat și în momentul ăsta, până acolo, nu ați antrenat. Ce s-a schimbat în fotbal? Referitor la fotbalist. Era cel mai măsură să răspundă. Și zicea, asta e cea mai bună întrebare care există în momentul ăsta și, de fapt, problema actuală. Prin anii 80, când făceam o masă, el a în Anglia, multe echipe. Când făceam o masă cu jucătorii mei, Sâmbăta după meci. Eu știam. Luni nu venea nimeni. Marți mai ajungea, veneau câte 3-4 și abia de, de miercuri găseam pe toți. Luni mă duceam, mică o pe la spitale, mă să nevestele. Pe cuvânt, serios. Eu, mă duceam la spital, la poliție, trebuia să-i găsesc undeva. Miercuri îi aveam pe toți. Dar sâmbătă, eu voram pe toți, zicea. Dădeau 100%. Nu mai departe, zice de acolo o lună, simt un moment greu la Național Angliei. Zice, simt un moment și fac o masă cu echipa. Fac o masă. Și mă uitam așa de pe margine. Scopul meu era să socializeze, să fie o atmosferă bună. Nu vorbea nimeni cu nimeni, toată lumea era pe telefoane. Dar absolut toată lumea. Și întreabă care dintre voi antrenați în momentul ăsta. Că eram și care eram antrenorii, chiar dacă nu aveam licența pro. Da. am ridicat vreo jumătate de sală. Deci am o rugăminte. Intrați după antrenament. Primul lucru, intrați în vestiar. Dar nu la două minute intrați la 30 de secunde. Când intră toți în vestiar, intrați și voi după la 30 de secunde. Să vedeți ce se întâmplă în vestiarul ăla. Toată lumea va fi pe telefoane. A murit pasiunea fotbalului, știi? A deci paradoxal... la ei, știi? Că se spune e că nu la noi. General. Am general, nu, 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 e fenomen general. E fenomen general. Și aici era subiectul de studiu. Și zice lui Hoxon, dacă încercați să-i faceți să gândească ca voi, sunteți niște perdanțe. Problema este că noi trebuie să gândim că e momentul ăsta. Să nu încerci să-i duci cu 25 de ani în urmă. Bun. Am întrebarea asta, e ca un șablon, știi, lumea o să. ca giginețul, n-am mai spus-o, dar mă repet. Știi, când. N-am mai spus-o, dar mă repet. E un șablon. Am înțeles, s-a schimbat societatea, s-a schimbat lumea, a venit tehnologia bună. Dar dorința jucătorului nu a rămas aceeași. Tu ce-ți doreai? Să ajungi la o echipă mare, să ai bani mai mulți, cinstit, fără ipocrizie, să prinzi un transfer afară și echipa națională. Bun. Astăzi nu mai oamenii, nu, fotbaliștii, nu mai, sportivi în general, nu mai vor tot același lucru? Vor, vor la nivel declarativ, dar nu e suficient. Că le ocupă dar Dar de putut un... ar putea, că e tot timpul, da? Sigur, cum să nu. Și sigur. nu ai vrea în loc de, de ce, Hagi, de... de de ce crezi că reușește cu jucători tineri? E ce ar... le face acolo? E, am, din ce am înțeles eu, telefoanele luate înainte de meci, adică a rămas cu uh, cu lucruri depășite în ziua de azi, care undeva în Europa n-ai cum să face așa ceva. Din punctul meu de vedere, e foarte greu cu jucători care au predat, uite... Da, predai telefonul. Au predat telefoanele, Dar tu, de exemplu, la tunari, iartă, mai putea intra în vestiar să le spui, domnule, e un meci important, poi mine, nu știu cât. Aș putea să fac, dar, Și... dar nu, e suficient. Ia dați telefoanele în Mai am unul. Asta era de... Da, Ia-o, zice! da. 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 Nu e, nu. E o problemă generală și trebuie lucrat foarte mult de la copii și juniori, dar e foarte greu. Eu văd la fetele mele. Eu fac handbal, îl văd pe fiul care e mic. La fel. Îl, la un moment dat îl niște doar da. mulțumesc. La fel, doamne și, și, asta este problemă. Ele măcar văd în casă, văd la taică su. <coughs> pe filmul de redicționez, red dar tot va ajunge undeva unde va merge la școală, unde toți au telefoane. E o problemă și nu știu, trebuie să găsesc că acum vorbesc din punctul meu de vedere, trebuie să găsesc o variantă în care să pot cumva să, să reușesc și țin un cont de lucrul ăsta. Știi? Clar, nu ai cum să-l ignori, asta nu se discută. Nu, nu, nu. Dar, în loc să iei 50.000 de euro în România, hai să o gândim concret, 50.000 de, euro, 50 de euro pe care nu știi dacă iei sau nu că sunt probleme, n-ai putea să iei 800.000 la Parma sau undeva? Cătălin. Și apoi mai de... Nu ne ducem departe, adică cu 5 milioane de euro. Uite, să zicem, de 10 ori mai mult, poftim. Bine, sunt și jucători care se dedică total fotbalului. Băi, Halagian avea o vorbă. Halagian, Dumnezeu să-l Zice așa, pune arăta mâna în vestiar. Și zice așa. Deci și avea și degetul. <laughs> zice așa. Dacă fotbalul e aici, dacă ăsta e fotbalul, degetul mare, cum stăm în așa, e bine și pentru familie, e bine și pentru imagine, e bine și pentru notorietatea ta sau ce ai, și financiar, e bine pentru toată lumea. Dacă întorci mâna așa, și pui fotbalul ăsta pe Ma. ultimul loc, se duce în cap și familie, și bani, și la Mă, cât e de bun asta! Pe cuvânt, asta era vorba lui Și te rog să mă crezi, indiferent de decenii, de ani, de principiile, rămân la fel. Din punctul meu de vedere. Uh, Ți-am zis, am... Eu cred că sunt unul dintre exemplele foarte clare în care am reușit cu probleme. Adică plasusul, adică eu făceam trei pași până ca să-l ajung pe la care face un pas. Mi era foarte greu. Uh, Uite, multe lume nu știe treaba asta. Da, doctorul și antrenorii știau. Adică, da. și a, gândește că uh, tot modul meu, eram conștient că ca să fac trei pași aia, trebuie să muncești de, Nu, trebuie să îi fac șase. De trei ori mai mult. Și ca să fac șase, trebuie să fiu foarte pregătit. Și asta înseamnă la ora 10 toată viața mi s-a canalizat în, în, jurul fotbalului, crede-mă. Am, fost, am reușit maxim și de aia spun, mi-a dat Dumnezeu maxim ce puteam, ce mi-am putea dori. Am câștigat campionat, am jucat la echipa națională, uh, cred că mi-era foarte greu să mă transfer într-un campionat bun. Deși... Din cauza acestor probleme? Da, din cauza acestor probleme și... Da. Bine, că ai văzut că și acum niște jucători mari pică transferul. Vin, îi controlează și probabil că la tine cu problema asta... Nu, facusem. Porți taloneți. Da, toată da, copilăria mea am da. portat alonez, Dar și nici acum nu e. Dar asta vreau să zic. Am fost dedicat fotbalului și fotbalul te răsplătește. Știi? Și asta e și filozofia mea de a antrena. Asta este. Adică nu-mi place. De fapt de aici plec. ce Mircea Lucescu odată, l-am urmărit, pentru că mi-a -mi place foarte mult Mircea Lucescu. Spunea, cum ai reușit să descoperi atâția jucători brazilieni cu cu probleme de da. comportament de... care s-au pentru... adaptat în Ucraina, care s-au adaptat în Ucraina. În Ucraina, și... nu într-o țară gen Spania sau Italia. Da, și zic, spuneam foarte clar. Eu primul lucru... ce urmăriți primul lucru la întrebat. Și a zis, primul lucru urmăresc să aibă educație, da. O educație sau dacă nu o are, Vreau să eu dau eu într-un an de zile. La mine, brazilienii care au venit în Ucraina, dacă urmăriți, zice, în primii ani, n-au prea jucat, în primul an, prima jumătate de an. Pentru mine, m-a motivat foarte mult ca antrenor, de fapt, credeam că asta este, de fapt, menirea mea, să-i educ și să-i fac să intre pe un traseu cu performanță. De ce e important să-i educi? În momentul în care educi, devine antrenabil. Cum? Când ești educație, când ajungi la un nivel de educație, ești conștient că cele le cere antrenorul, îi folosește, le folosește, vor să învețe. Asta a fost, cred că, cred, că este, cred că lucrul ăsta este cel mai important. Sunt jucători care sunt foarte limitați mental. Ai văzut? Au o, da. au o barieră. Da. Cred că ea poate să progreseze până la un punct. Cred. Da. Cu tărie. Da. Și da. Lucescu dă un exemplu. Un brazilian, a zis, nu-i dau numele, știi povestea? Nu. Așa. nu. Tot timpul trecea pe lângă el la sala de mese, Și avea șapca în cap eu o lua, eu pune punea jos. Pleca păi, de la nu, masă, asa, nu se mănâncă. și o punea... Nu, nu-i nu spunea A, nimic. Plecai și o punea la, și -o punea l -a l -a l -a l -a. Azi așa, mâine așa... Nu, nu știu, nu știu. Ba, da, -a. Azi, că e un brazilian foarte cunoscut, nu i-a numele, care acum e top în... După trei, după patru zile vine brazilianul la... Mister, te rog, eu, mă... eu vă problemă că, că mănânc cu, cu șapă și... Nermircea zice... Vedea care o cruce. Știi că brazilienii sunt foarte clinicioși. da. da. Deci, tu crezi în Dumnezeu? Oh, pe la noi, Isus și Mama. Adică, la brazilieni, știi că e asta da. e, pentru da. ei e tot. Dar crezi că Dumnezeu, când îți dă masa asta, asta îl bucura să o respecti? Știi, și ei chiar da. chiar. Deci, că din momentul da. ăla nu mai. Gată. Deci, asta e. Pentru că, în mintea lui, se gândea și -a voi... Început și a început să-l aprecieze foarte mult și l-a dus la un punct, îi ducea la un punct în care, într-adevăr, erau conștienți că au foarte mult de învățat de la Mircea Lucescu, știi? Perfect, dar ție nu ți-e greu să faci treaba asta. Acum, hai să nu zicem lui Alexa, a antrenorilor din ziua de astăzi, că ei trebuie să obțină rezultate să canalizeze pe partea tehnico-tactică. Mai au timp să mai facă treaba asta? Că domnul Lucescu îi, lua, îi ducea la film, îi ducea la teatru. Pe scurt, să zic și eu una, îl întreb, aflasem că se ducea la Corvinu, deci prin 83-84, așa, cu gherin Sportivo și cu Clarinu din Argentina sub braț. Și zic, domnul Lucescu, am, aflasem și eu, îmi spuse sărcine, băi, întreabă zice, se ducea la antrenament la... Și zic, vă duceați zic, cu Clarin și cu Gherin sportiv în 80, acum 30 ceva de ani. Și ce se uită la mine, da, și zice, ă, dar de ce nu spui că mă duceam și cu câteva ziare marca din Spania și de... de asta era problema! Dar de marca nu ți-a spus și de abola? Au zic, mă iertați, nu era de De marca, de ce nu ți-a spus și de abola? Că nu mă duceam numai cu Clarin și cu Gherin Sportivo. Aveam, da, da, da. Deci, cu, asta era? da? Mai poți să mai faci asta acum? <coughs> întreb așa în general. Eu cred că da. Eu cred că suntem obligați să facem lucrul ăsta, să încercăm. Adică antrenorul nu, nu e, că numai e la idea. minutul și scorul, no, mingea no, no, și... Nu, no, nu, no. Cred că, uite, am un sentiment de, de bucurie. Uite, vorbeam foarte mult cu Florin Marin și zicea că bucuria lui cea mai mare acum e când sună un fost jucător. Adică ei înseamnă foarte mult. Da. Uite, am... Am o bucurie foarte mare când văd că jucătorii care am promovat, cam și eu câțiva, care joacă la echipa națională, știi, și care mă mai sună. E așa o satisfacție e foarte te, mare. Chiar te sună, da? Da, 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 da. Și am, da. Asta contează, știi? Contează în de mult, de adică respectul a murit de și mult. Am, poate nu suficient de mult, dar cred că fiecare antrenor ar trebui să, să încerce, să nu doar fotbalistic, să facă. Cred că se leagă una de alta, știi? Modul de a te comporta în societate viața, problemele, eu cred că am mai multă experiență ca ei de viață, știi? Și atunci sunt obligat să-i și ajut din punctul ăsta de vedere. Că ca și ca, ca și antrenor, eu cred că e foarte important într-adevăr rezultatul e primul Să poți să reușești, n-ai răbdare, s-au schimbat foarte mult lucrurile, o, sunt multe cluburi susținute de oficialități. Sunt, nu mai sunt oameni din fotbal care erau odată, adică care să înțeleagă așa fenomenul per tehnic, pe ansamblu, de fapt realitatea ce se întâmplă într-un sport. Și atunci nu mai au răbdare. Valoarea, din păcate, ți-o dă ultimul rezultat sau ultimele două, trei Corret. jocuri. Indiferent atunci, de ce ai făcut bine Și atunci, până atunci... tins, tins într-adevăr, să încalezi niște aspecte, știi? N-ai răbdare. Uite, asta a fost unul și dintre motivele care am ales la poli să pot să am timp să lucrez, știi? Fără niciun ban, adică de la uh, rapid uh, play-off, Astra, Giurgiu, m-am dus direct la, la, Timișoara să încerc ceva o nebunie, fără bani să vreau eu să promovez, știi? Ceea ce a fost foarte greu. Am jucat play ul dar l-am promovat. Dar acolo ai timp, știi, să lucrezi cu jucătorul, să fii vioara uh, să poți să să-ți implementezi o filozofie. Sunt antrenori și antrenori. Sunt antrenori de rezultat, doar că eu cred cu tărie Că suntem obligați noi antrenorii Să și încercăm să educăm fotbaliști. Tu ai debutat în prima divizie Ca să folosesc un termen așa mai Să nu zic în, în, în niște timpuri senzaționale. Într-o perioadă efervescentă a fotbalului nostru ca anii ăia, 99-2000 da. Erau cu vorba ta, cu patroni, cu antrenori, cu... era ceva... Se mergea la uh, emisiunile de analiză sportivă și nu era ca acum să se analizeze o fază 20-30. Intrau patronii unii peste alții, erau cea ce mai departe. Păi Dumnezeu să fie arbitru atunci. Da, păi la Rocar nu s-a dat dature. La Rocar s-au dat turele, nu? Da, 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 da. Cu domnul Gino, cu Parpalacu, cum îi făcea așa Parpalacu și... Nu, Gino... Un... sau, cu Zota? Pe... Sau unde pe... la... Pe, Cu domnul Zota. Cu domnul Zota, da. Și da. alerga. Erau, erau patroni, se băgau foarte mulți bani, jucau prime. Mi-aduc aminte, <coughs> Marian Iancu, trec vreo 8 ani peste da de Marian Iancu, dar nu doar Marian cu toți patronii atunci investeau foarte mulți bani. Și știu exact ce vor. Erau salarii de jumătate de milion de euro în momentul ăla. Erau la CFR, era de Ailton de la lui Wesley, Cadu ajunsese la o sumă pe alta, Mi-aduc aminte că era într-un timp cel mai bine jucător Plătit din campionat. Da. Mi-aduc aminte că eu îți spun acum o primă care spune totul de câți bani erau în fotbalul Unesc. Nu punem, eliminare, nu nu punem eliminarea lui Shakespeare. Bun, nu punem. punem. Să luăm un meci de campionat. Asta era asta cu cigel. Favoritul meu. Uite. Nu mai avea ce să mai dribleze. <laughs> da, <laughs> da, <laughs> da. și curat, da? s supărat atunci când te a schimbat asta, da rău pentru că eram în, eram în înțelegi, amici. sincer, îi înțelegi pe jucătorii din ziua de azi care fac asta? Tu când îl înlocuiești și el vrea să joace mai mult sau... Da, nu da dar arta e să n-ajungi... Da. <laughs> Ce soschi, Bun, eu și îți face toi mine cineva la fel. Băi, îmi, doresc și cred că am capacitatea să nu ajung în situația asta cu, un jucător. Da, dar nu-i vorba de știi că se e întâmplă de remoment, uite, E de, de, de moment, că da, ai văzut și Guardiola cu, cu Grilis și uite-te puțin Ei, încearcă să pui imaginele astea și să-i explici cuiva astăzi Că asta trebuie să faci Dom'le, mie îmi părea rău, da, că da, ieșeam de pe teren Am avut atunci, mi că aduc aminte cu... Incredibil asta Incredibil asta a fost Nu știu ce mi-a schimbat, și nu mai știu mi-aduc aminte că după meci, uite, asta e iarăși o situație de, de care e foarte mult de văzut. Corect, ce faci după? Ce uh. se întâmplă după? M-am întâlnit cu. Deci, am avut meciul ăsta cu șactiorul. Cu A doua zi m-a chemat domnul Sabou. În birou doar pe tine? Da, m-a chemat și m-a întrebat. Eu aveam un statut foarte important la timp și eram capitan de foarte mult timp, eram iubit de. eram da. într-o echipă cu foarte mulți străini sau cu jucători din alte părți, eram bănățeanul lor, știi? Și acolo sunt, au asta în ei, da. au, avem noi asta. Corețeanul are prima trecere. După aia, cred că și în Oltenia... Corect, contează asta. Da, și Inima, -a M-a chemat un și mi-a zis, Zi -mi, te rog, crezi că am puterea să te dau afară azi? Mi-a zis. Și am zis, da. Tu fiind... Cine da, erai. și am zis, poți să mă dai afară și din țară. <laughs> poți să mă dai afară și din România, dacă îți fii în cap. Dar i-am zis, îmi cer scuze, am greșit într-adevăr. Nu m-am controlat, vreau să joc. O... Nebunia zice... de moment, adrenalină. Nebunia de moment, adrenalină. Pe uh... Peste patru zile mergi la CFR Cluj. Asta nu știi. Mă schimb în 5 55. La fel. Dar uh... unul dintre meciurile bune ale, bune, 0-0, era echipaia lui CFR cu Didi, cu, cred că, nu știu dacă știu că Fabian. Dar Didi știu că, sigur, mi-aduc aminte. Și cu Mureșan la centru și îmi zice Balas. Cred, Balas era, cred, da. Dani, sau Ia vezi, Tudor. ia vezi. Ia vezi că... Ia vezi că pe tabelă e numărul nu, tău. Nu, vezi că e tabela tău. Mă uit și zic, eu? Jucasem bine, într-adevăr, foarte bine. Că și îmi dau seama că... Da. Că deci mă... nu era o oră, nu trec o oră. Da, îmi dau seama că da. când da. sunt pe acolo sau chiar sunt bine în joc. Și zic eu, da, bun. Îmi zice... Bun, nu vreau să-i zic lui, lui, lui Tudor, Zic, zic E, treab Zice, treaba ta. e treaba. ta. asta e pe mine, nu Bun, zic, ies, dau bani tu nu mai știu că am dat-o. Mă duc pe margine, domnul Chivorchian era pe bancă atunci. Era să în picioare și da. pe bancă. De a am făcut pe bancă. Deci... Și a fost cu și a, acteur, a fost... pe pantaloni scurți. Pantaloni scurți. Dar fii atent ca să înțelegi cum reacționează și cât de mult respect pe Sabou. Că peste am vorbim, că noi mai mergem, avem emisiuni împreună și tot timp vorbim și ne amuzăm. Și îmi zice, cel, și a fost și pentru mine o lecție de viață, îmi zice Sabou. Nenorocire. Am, ce am făcut pe banca aia, domnul Chibolchian, da, ne te rog, potolește. Zburau sticle, astea, da. e Nu mai știu că s-a tânat. Acum noi rămâneam la Cluj, noi rămâneam la Cluj și plecam a doua zi la Timișoara, că se jucase târziu. În eu plecam la, la, DNA cu cazul Almayer. cu da. încercarea de... Da. Eram... S-au era trebuia să mă duc la DNA. Aveam avion din Cluj, eu către București, echipa către Timișoara. Timișoara. Vine domnul chiar mi-aduc aminte, la cină. Și ne zice, du-te, te rog, eu vorbește cu, cu Saboc, că te dă afară. Și se poate. Asta e să mă dea, zic, gata. Plec la București, mă duc la Marian Iancu. Nu te-ai dus. Nu m-am dus. Nu te-ai dus. dus. De deci ce eram dat afară în momentul ăla? M-a dus afară. Mă duc la Marian Iancu, înainte de să mergem la DNA, veneau avocații, că aveam doi avocați. Am vorbit cu, cu Iancu, zic, Iancu, Marian, fii atent, ai vreo problemă cu mine? Te-am dezamăgit? Nu, zice, nici deloc, n-am de ce. Doar că, tu știi cum sunt eu, zice Marian Iancu. antrenorul are răspunde, are responsabilități și decizia lui. Nu poți să Nu, zic, este. pentru mine e important dacă avem noi vreo problemă, zic. Dacă ți greșit, nu, nu, dar te-am înțeles, Vă mulțumesc, zic, bine. <coughs> mă duc, plec la Timișoara. Două zile m-am Două zile, că nu-mi făcuse program, nu m-a anunțat nimeni, na, era o situație așa. Dar nici nu s-a aflat când m-a dat afară, știi? Că nu, știai lucrul ăsta? Nu, nu, știi. nu, nu, nu. Pleacă echipa în cupă și joacă cu Astra Giurgiu. Un meci de cupă. Foarte important pentru Timișoara obiectivele. Cupă, că eram angrenați în toate. Nu exista... Uh, da, -o, aia las-o mai moale las -o acolo. Mai moale. Aia nu ne interesează. Pierdem, da. Pierdem, pierde poli, pierdem cu, la penalti. Un meciul ăla, cu Chia cu ratare, cu... În fine, pierdem la penalti. Eram și pe acasă, eram atrafoxat, nu știu ce făceam. Mă sună Marian Iacu. Bădane. Jucam cu Steaua. Care pentru noi Steaua era nenorocerea pe pământ. Jucam în patru zile cu Steaua. Bădane, fii atent, zice, dacă încerc să-l conving pe Sabou să revii, te duci să vorbești te rog, cu el? Da, domnul președinte, mi-am învățat lecția, zic. Normal, mă duc, nu sunt tâmpit. Cum mi-am învățat și cu șactiorul. <laughs> 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 și, ok, vorbește, vorbim, Jucăm cu Steaua. Nu știu. Meci, joc bine. Peste trei zile mergi la Bruxelles cu Anderlecht. Era o relație răcită. Vorbisem cu Mister, dar înțelegeam, știi? Adică era o situație care joc la Bruxelles foarte bine. Vine și mă felicit după meci. Bă, felicitări. Și aici vreau să ajung. Din momentul ăla, cum e, cum e fotbalist, deci eu aveam un statut. Puteam să, puteam să fac figuri dacă eram vreun dobitoc. Din momentul ăla, nu că antrenamentul se în minutul 75 sau 90, se termina pentru minutul 120. Atât de perfect am fost și așa teamă am avut, și, și cu respect, și cu teamă, și cu, cu toate combinate. Uh, în 2010, ca să înțelegi, în anul ăla mi-a dat un refresh și m-a scos dintr-o zonă de confort, de frică și de teamă, că nu mi-a mers cu sabău. Eu n-am luat slăbiciune că el m-a înapoi. Eu am luat-o ca un moment în care el a fost foarte înțelept, știi? Na, ajung în mijlocașul premiat de ligă, eu cu Torje, când a plecat Sabo de la echipă, când l-a dat afară, sau când a plecat, el nu mai știu, m-a chemat și mi-a zis, bă, tu, pentru mine ești o lecție de viață. Uite, m-ai făcut să cred că se poate și dacă îl reprimești pe un jucător. Pentru că eu am fost perfect în momentul ăla și am, avut, am făcut niște meciuri foarte bune. Alea a fost un sezon excepțional. Cel mai bun sezon al meu la Poli a fost ultimul atunci cu Sabo. În perioada aia. Dar aici a fost un declic. Și asta cred că e și cu jucătorii din ziua de azi. Uh, trebuie cumva să-i scoți dintr-o zonă de confort. Nu cred... Eu nu cred că există leu de neîmblânzit. Doar dresor să-l apă. Credem. Așa cred. pe doi atunci. Pe doi am După pierdut, oțel. Am pierdut cu oțelul. Dar a fost cu licența cu ceva probleme. După aia. Da. După aia. Am intrat, s-a mai jucat un an în Liga 2 și faliment. Da. Sau insolvență, faliment. Atunci s-a rupt totul. Am pierdut campionatul cu cele trei galuri. Noi n-am pierdut la Galați. Noi nu trebuia să ajungem cu Galați, un meci decisiv la ei. Până acolo, noi am țar. făcut trei galuri acasă cu Pandurii, Astra și cu Târgu Mureș și cu Narata cu minutul 90. Cu două puncte. Oricare îl câștigam cu două puncte, deja... Atmosfera la Timișoara era ca... Spectaculos. Ca aspect... Cum o grup, vedem noi, da? grup Stadion plin, jucam, îți dau un exemplu, jucam cu Anderlecht seara la 9, la ora 2 era jumătate de stadion plin. Cam vremurile cam de dinainte vremurile, de Revoluție. Cam vremurile de dinainte de Revoluție. Și Super. acolo ai reușit să-i câștigi, că ei la început nu te haleau că fusese și de la Din galerie, dinam. da, da, da. Era împărțite. Ultra și, și uh, nucleul ăsta agresiv, fiecare galerie are un nucleu agresiv, da. ei nu au. Dar lumea în oraș nu, nu avea o treabă. Într-adevăr, am avut un, un început greu, am așteptat, așteptat la stadion. Dar am reușit. În șapte etape am devenit capitan echipe și... și <laughs> tu fost ai avut vreun moment greu, greu? În care, hai să nu zicem că vrei să te lași, da, dar? Am avut una. Ai avut? La pauza meciului cu... La pauza meciului sau din minutul 30 până în pauză. Cu Legia. Că l-am luat la da. rapid atunci. Da. Minutul 28. Am plecat la baie și a zis, gata, mă las. Aveam și o vârstă, nu știu cât aveam, 31. Am zis, gata, nu mai pentru că era un meci decisiv, știi? Noi dacă câștigam la Ceva Varșovia, Varsovia... Da, ce-am făcut noi eu. dacă câștigam la Varșovia, eram, ne calificam în grupe și se mobilizase toată lumea. Îmi de Răzvan, mi-era rușine de Răzvan. Pentru că cu Răzvan și a fost tot așa o relație, indiferent de... în care toți îl... Deci cu Piezeu. Da. Cu Primul gol pe... Național, Da, da. da, da. N-am avut cotă, știi? Și că se păreau. Da, și tu la tine... Nu exista. <grijină> <grijină> și Liche, și stai, nu are cu Brazilia. Eu nu am avut. A zis, da. Da, da. da. și bine acolo? Nu, se dădea foarte mult golul din a doua. Știi ce da. nu avea pe asta? Dică. Nicolae. Da? În prima bătaie te duci pe bara a doua. Când sare mingea tot timpul. Uite. Da. Exact așa. Știi că Dică dădea multe goluri de acolo? De acolo. De la Dica am prins. Da? Și am dat multe goluri pe final de carieră de aici. Multe foarte tare asta. Da, da, da. Ei, nu s-ar îmbătaie și urmărești. Bine, îți vine odată la trei meciuri, știi? Da, uite, acum pe a venit. Ai stat perfect acolo. Da, da, da. eram în marcaș, cred, cu un boma ăla, cred. De la... Da, 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 da. Uite-l. aveam. Mai sunt fotbalici răi ca tine? Răi în sensul bun al cuvântului astăzi? Adun 5-5? O, nu. Prea mult. 5, -5. <laughs> mulți. mulți 5, 5 Uite, mie îmi place un jucător Bine, nici nu mai poți să fii agresiv cum eram odată. Acum, pentru... Dacă îl calci, vii mai interziat, poți să iei roșu. Trebuie să fii mult mai atent. Uite un jucător care mie îmi place și eu e agresiv și l-am și debutat. Aici e ai București, Marius Marin, de la Pisa. Este cumva uh, genul ăla de jucător. Poziție bună, agresiv, tare în dueluri, personalitate, știi? Bine, joacă și de 8 ani, de 8 ani în Italia. Și e greu să joci în Italia de 8 ani. Și e de mare diferență între ce se întâmplă la noi și ce e afară? Pentru că ai văzut ce se spune acum, păi normal mă că Drăgoșin, că el dacă a plecat de tânăr, normal mă că Marin, dacă el da, acolo, este normal mă că, știi? Uite, îți dau un exemplu. Ce ul în vară, am avut un amical cu ei, cu Brașov, înainte să înceapă campionatul La mandrolinii la ei și am stat cu Zanfir de, de vorbă și ei schimbau liniile în momentul ăla. Adică renunțau la... Știi că ei au avut 5-6 jucători în afara listei, cu da, 30.000 de da. mii pe lună, o nebunie totală. Bă, ce da, facem da. cu ei? Petrescu și-a și câștigat dreptul să, să ceară orice, știi? Adică cinci titluri, Petrescu i-a fost să ceară orice. <laughs> Corect. Și e, ei încercau să schimbe linile, să economisească niște bani și au mers. Zanfir știind foarte bine fotbal italian. Au adus toți jucătorii tineri din Italia, care au plecat pe la 14-15 ani. Matei Ilie, uh, Filip, Luca ăla de la Iași, Birligia, venise Benice. cu jumătate de an înainte și asta vorbea cu el. Este, nu există nicio diferență între juniorii care vin din Italia și seniorii români. Știi man, că, man. din punct de vedere fizic, credem, este foarte bine că pleacă de vreme. Avem mari probleme din punctul ăsta la juniori. Hagi și-a dat seama, pentru că, la fel, am jucat și cu ei. Cu brașov, Că toată lumea era în cantonament acolo și era convenabil, jucam cu ei, ne vreau, nu îi vreau noi. Și îmi spunea, înainte să câștige campionatul, chiar în... înainte de anul ăla, când au luat ei campionatul cu anul trecut, nu? Anul trecut. Anul trecut, la începutul cu... campionatului, cu steaua, să CSB-ul. tu vezi ce probleme avem noi în fotbal? Tu vezi unde, de fapt, e problema fotbalului românesc? Și... Sunt Eu... multe... Mă din becuri, în sifoane... <laughs> Ce zice nu. Da, că te ridică frumos. Zi, zi, ce cu ce să buci, zic, răspund prost. Da. Ce de ce nu că prost? Do cinci să scot. Da, 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 măcar să dau vreo cinci, una să obnire. Exact, da. să vă las în pace. Și a zis, nu avem rit pe fază de construcție, suntem praf, de aia nu reușim afară. Și ritmul vine din viteză, din forță, din ritmul de antrenament, știi? E, când veneau cei din Italia, eu cred că s-au obișnuit cu asta. Păi, uite-te, Matei, Matei Ilie este băiatul costelie. Costelia a fost colaboratorul meu, secundul meu, cred că 5 ani. Deci am fost cu Costel peste tot. Și tu l-ai văzut? Nu. Când a plecat în Italia, că aici e discuția. Costel mă întreba, na, fiind secundul meu toată da. ziua împreună. Ce fac cu... Bă, ce să fac cu... Dar tu l-ai văzut să-și mai demititel. Nu, era un... Eu văzut copil. Ce să-l fac? Era un jucător foarte înalt. La 14 ani, îți dai seama, la 1,87-88. Lipsit de forță, Clar. lent, cu calitate stângul ăla. Mi-a arătat niște imagini, zic, ce se fac să fac să-l duc în Italia? Și zic, bă, ai ceva în Italia ca să-l duci? Că asta-i discuția, da. e safe da. acolo, nu da. e safe, unde te duci? Așa. Nu că vreau un, un impresar și o să mai meargă la mai multe echipe, zice. Bă, și atunci a rămas să-l s-a decis să încerce. După 2 ani, că aici vreau să ajung, după 2-3 ani, îmi dădea poze, le-am un telefon. Atat avea Asta le-ar fi Atât... face în România? Pe de ce nu? Păi, noi, în primul rând, la nivel de forță, de contact, pierdem doilele cu străinătate. Nu mai punem calitatea tehnică, aici nu mai e. Păi, de -ac cel mai bine pregătit antrenor jucător român s-a dus la șalcă și făcea suplimentar, că e mult sub aia. Și era cel mai bun aici. De ce cel mai bine pregătit. Pe deci, asta poate fi un avantaj pentru noi, mă rog, un avantaj, dar o chestie bună, pentru că din 22-24 de jucători, la o, înaintea de partidei cu Kosovo, de exemplu, vedeam că 11 nu erau născuți în România sau erau născuți și plecați de aici de Mititei. No. Din lotul ăla de 20, de, erau jumătate dintre ei. Da, 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 înseamnă da. mult. Inseamnă mult. Altă și, mentalitate, și nu e întâmplător, altă, altă pregătire. Din altfel. Puține cluburi la noi în România sau puține antrenorii la copii și juniori fac lucrurile Uite, Este Hagi la Academie care lucrurile sunt foarte clare. La Rapid acum se investește foarte mult și cred cred că, că se vor dezvolta pentru că Șucu a făcut un lucru normal, clar, a făcut lucrurile corect, a, a băgat în infrastructură, n-a băgat în echipa mare direct. Cum fac? Cum se făcea peste. Și cum se face acum? Când ai bani, da. e jucători primul lucru. E jucător și vrei să câștigi campionatul, primul da. lucru. În 6 luni. În șase luni. Și s-ar putea șase luni. să nu câștigi. Că, și asta nu vrei, că bagi că nici, în decembrie și... Că nici PSG-ul nu a câștigat cu Messi și cu, cu tripleta lor Champions League, știi? Nu e, o regulă. E, dar pașii care aveți și cuvine din privat. Un om hm. de afaceri a reușit, a reușit, da, face, a pașii corect, face pașii corecți, face pașii corecți și sunt convins că Rapidul uh, va avea academie, acum iau pe modelul Hagi cei mai buni juniori din țară, știi? îi aduc în București și cazează și... Da. Adică sunt lucruri clare. Și mai sunt academii. Nu vreau să le uit că... Nu vreau să-i să da, Dar să problema, zic generală, da. problema generală, cred că aici, aici este. Uite, eu sunt condiționat la Liga 2 să am junior, știi? Eu, dacă mă trebuie, e un lucru bun. Pentru că te forțează pe tine ca antrenor să-l bagi. Te forțează pe tine ca antrenor să fii mai atent cu pregătirea lui, știi? Adică să faci să progreseze, că dacă nu te-ai nenorocit. Că, de fapt, Uite, când faci o strategie, faci juniorii și în funcție de ce juniorii ai buni, buni, încep să transferi. Cum joc? Păi am, dacă unul poate face doar extrem, are viteză, nu mai joc cu, fără extreme. Acolo încep și caut dubluri, știi? Da. Adică totul se colonează în jurul juniorilor. Te rog să mă crezi, juniorii, parcă de la an la an, a, echipele care au financiar, putere, vorbesc cu Rapidul, cu Hagi, dăm și mie doi juniori care sunt buni și care reușesc. Dar echipele care n-au bani și se bala retrogadare, sunt parcă an de an, juniorii sunt mult sub cei de anul trecut sau de acum doi ani, știi? E o problemă. Ai spus, apropo, că mi-am adus aminte, mă, și bufnea râsul un picuț cu, de profesionismul care există acum la Rapid și dăm timpul puțin înapoi când ai fost tu antrenor, te-ai duci la le-ai de mâncare atunci, nu? Deci aia este adevărată? Eram, nu, era un... Erau salarii neplătite de... 7-8 luni, nu știu de cât, da. Da, erau de 7-8 luni. Valeriu Moraru... Cum, cum, era, cum, se întâmplau lucrurile? Mergea perjă tot timpul la birouri, dimineața, dimineața și lua bani de la Azuga, de la... Lua bani, se ducea și făcea cumpărături, știi? Noi eram în cantonament, începea nu, nu a fost. A fost ultima etapă înainte de să înceapă play -ul. Jucam cu Berceni acasă și jucam după masa. Au pus meci după masă și... Na, îți dai seama că era o stare foarte... Era inflamată, eram pe primul loc, eram în bătaie mare cu călărașul. N-aveam un, un uh, niște puncte să am o liniște. Da, sau... să eram într-o presiune fantastică. Cu probleme foarte neplătiți, mulți jucători străini, dar foarte buni și caractere foarte frumoase. Spanioli uh, înțelegeau situația, Mă aștept foarte mult cei din galerie, pentru că aveam momente în care simțeam că nu mai duc cu ei. Adică la un moment dat ziceau, face grevă. Că... Păi, și înțelegeam. La situația, no, da. Și înțelegeam la Vorbeam cu cei din galerie, veneau la antrenament, hai băieți, dădeam un refresh, știam un meci. Și așa am dus-o până la un punct. Și eram în, în și la Pro rapid camerele sunt sus, sus? etajul 1, parterul restaurantului și nu mai știu ce. Și a avut scandal. Eu cu micul de general la 9, că și cam seara. Și eu cu eu sunt plan 9 și un sfert așa. Dar aud scandal, știi, cum eram, se auzea. Că îmi îmi scuze. Că în jurături. Da. Cobor nervos, zic, gata, nu mai m-am săturat. Îi dau afară cu petul. Dar nu le convin, ce să mai fac? Plecați, bă, băieți. Și îmi pun pe mine, cobor. Băi, intru. Nu vă convine? Care nu-i convine, mă? Plecați acasă. Gata, m-am săturat, zic. Și mă pun la masă Radu Lefter, antrenor de portar, Ianovski, Iosif. Și Iosif. Și Ios. mă, pun, mă pun, pe, pe... Păi gata, mă, cum am sutura, zic, nu mai suport. V-am spus, înțelegeți, mai avem o lună, promovăm, suntem șmecheri, intrăm, ale ale mele. Îmi zice Elefter, mister. Da. Lasă-o ușor, mi că nu am mâncare. Și mă uit că era un bufet, să știi? Era o masă și fiecare își lasă. Și când mă uit, văd o pâine, ceva, și zic, băi, dar vă nu știați că masa e la ora 10? <gângări> Am început să tremur. Am început să tremur, instant. Ce a scobor, bă, de la, bă, la Băi, băi, dar de ce nu i-ați anunțat? Nu i la paimini, i-am mai la da. Băi, dar vă nu i-ați la 10. Băi, Iulica, la 10 e masa, mă. Păi da, mi se da. Băi, la 10 e masa. E, de la 9 la 10, probleme era alta. Bucătăresele erau... Uh... Și-au dat demisia. De au era demisia? Da. De și acum era Ianovski, mi-l aduc aminte, avea niște degete lungi Ianovski. Te uiți, vă lăcă, da. da. okay. de pianist. Da. Și zic, băi, fii în piață. Să am în bani, du-te cumpără. O, oh, ce găsești repede? Problema care era? Cuptoarele alea durau vreo oră până se încălzeau. Și zici, gata, nu mai mâncăm ouă, dar și un Și am plecat și am mâncare. E, reală. Și face o paranteză cu ce acum, într-adevăr, acum și mă bucur mult pentru ei, merită. E un club mare și ce se întâmplă acum sunt de fapt lucruri normale pentru un club ca și rapid. Uite, mi-aș dori ca și la Dinamo să se întâmple la fel. Dinamo e alea cu probleme din punct de vedere sportiv care un an de Liga a doua va fi foarte greu pentru ei, dacă vor retroga de iar. Poate toate că vor reveni, pentru că, na, e un curs firesc. Tot timpul cluburile mari revin, la un moment dat. Doar că e greu, uite, și egalul de aseară, nu-i văd, de... văd, bine. Voi tot timpul aveți problemele astea în ultima perioadă din cauza faptului că această răbdare nu mai există de la patroni? Pentru că tu te duci să construiești ceva. E clar că nu te duci să iei în ianuarie, exact cum ziceam, și în iunie să iei Liga Campionilor cu ei, că n-ai cum. Da? Și atunci există o perioadă E Dar e un, proces clar. E, adică sunt niște lucruri clare. Poți să fii genul de antrenor pompier, știi? Să mergi să okay, focul. Ok, îți merge. Stingi focul 3-4, că sunt o grămadă. Da, smurdu, cum era... Cum era, neagigi. Neagigi. Dar inevitabil se produce. Trebuie să ai timp. și în fotbal românesc mai există răbdare asta, pe nu -am mai spus există. De ce, ți-am spus de ce. Cred că nici conducătorii care erau înainte, bine, înainte erau patronii care erau, puneau presiune pe toată lumea. Dar sunt exemple atâtea de clare în fotbalul german. Uite, italienii sunt ca noi, schimbă imediat sau da. cu patronii. Uite la ce Alonso, ce ar fi făcut? Pleca, a zis, nu, mai rămân. Rămâne Da, da, da. Nu, eu rămân cred că pentru vercuse. un antrenor, în primul rând, antrenor uh, caracteristica meserii de antrenor este să iei decizii de când te trezești. Pentru că totul se învârte în jurul tău. Un club se învârte în jurul primei echipe. Și după aia apar. Deci, program până ajungi la primul 11. Până la meci. A, și până acolo. Deci, ce mănâncă jucătorii, dacă ai doctor, dacă ai nutriționist, ți-l face el. Că nu, nu amestecăm. Cum faci antrenamentul, vizionarea, cum jucăm, ce se întâmplă în club, când, pe cine luăm, cum. Decizi până la primul 11. La meci, la meci e stresul propriu-zis, că intri în, în, în nebunie. Deci, oricum, ai o presiune. Pentru zi de zi. Ai o presiune tot timpul, să ai grijă cum vorbești cu presa, ce mesaj transmis dacă ești angrenat, unde. cu Ce cine? se întâmplă când pierzi cu 3-2 și ai avut. Ce se întâmplă când pierzi cu trei doi? ocazii? Te întreabă toată lumea, trebuie să vorbești cu toată lumea, să explici, pentru că sunt niște. că respect oamenii care care sunt angrenați și care suferă pentru o echipă și îmi place. Adică îi înțeleg, nu sunt genul de antrenor care mă întrebi și, și, zic, du-te bă, că tu nu te pricepi. Nu, eu cred că de fapt prin asta e frumusețea. Ai nevoie de oamenii Mai dau o primă, mai dau niște bani și trebuie să știe lucrurile astea. Tot ce se... Cum le ved eu. Corect. Poate le vă greșit. Uh, e, și în momentul în care e presiunea rezultatului rapidă, E posibil să faci greșeli, știi? E posibil să încerci să faci greșeli. E posibil să uh, nu, nu mai respectăm, nu mai respectăm principii, să ai niște, da? niște etape da? și da. cumva undeva tot acolo ajungi. Adică casnic. Ce bună e asta, dar cauză. Aștepți telefon. Și ce faci acum? Aștepți ce telefon? Bă, aștept -te știi? duc acasă. Umpli frigiderul. și Tu copiii la școală tu știi că e nebunie. Adică știi că, indiferent unde te vei băga, da, da, poate da, cu da. Cinci, vorba ta, cinci excepții sau o de... E nebunie peste tot no, și la prima e, și la a doua divizie. E nebunie, absolut. Adică știi în ce te bagi. Absolut, absolut. Dar și e cu meseria, toate e seria e... care o am. Îmi place fotbalul. Îmi place să reușesc. Îmi place să... Dacă nu reușesc să văd progres, știi, să zic, bă, mi-am făcut treaba bine. Da. Sau... Și când stai acasă, ce faci? Duci fetele? la da, antrenament? La... Da. da, doar... la... da. Să știi că m-am ocupat, asta vreo trei luni acum. E greu? Sau te liniștești în timp, te în te liniștești. Liniștești. adică după o perioadă te de liniștești. nebunie, te liniștești. te liniștești. Te întâlnești cu prietenii cu care nu te-ai mai întâlnit. Să știi că e un, 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 reflux de care ai nevoie și chiar te simți bine, știi? A, că treci un timp, la un moment dat spui trebarea, bă, dar ar trebui da, să mă duc. Hai să mă duc. Să vedem. N-am nimic, nu sună telefonul, sună, discuți. Dar te-am întrerupt, iartă, m-am uitat. Ai zis că voiai să ne spui de prima de la Timișoara ca să ne dăm da. seama cât de, Exact. Jucăm... Uh... Deci, Marian Iancu dădea, începea în campionatul, făcea un regulament de ordine interioară. Eu vorbesc de anul 2006 cu... cu, 2008, ceva de, ceva de genul. Și făcea un regulament de primele meciuri, până în etapa 5-a, se juca 1500 de euro de jucători, sau 2000 sau... Na. Din etapa 5-a, dacă eram undeva în primele 4, astea erau primele, în fine. Ne-a dat primele 3-4 etape și după aia vreo 5-6 prime nu le-am mai luat. Vreo, nu, 12, aveam 12.500 adunat de euro. Pe care, 12, trebuia, pe să pe care, care trebuia să le luăm. Și era echipa aia lui Ioan Andone, CFR-ul, de nu au pierdut deloc anul ăla. Da. Ți aminte? Da. Și era da. ultima etapă în iarnă cu, cu Poli Timișoara. Jucau la Timișoara. Și mă sună Mariania cu capitane ce facem? Noi cu prime, aveam și restanțe vreun salar, două, zice, fii atent. Zic și mie, te rog, bă, un off, zice, atât de mult mi-aș dori, eram și în față, că tot timpul am fost în față cu Poli. Mi-aș dori eu foarte mult să fim noi primii care îi batem pe ăștia, Da, domn președinte, dați-ne și nou salarul, zice, și dacă dați, sau dă -ne jumătate din primele alea, e foarte important, sau cum poți. Deci bă, fii atent. Dar fii atent ce zice. Dacă bateți pe CFR, nu egal. Dacă îi bateți pe CFR, aveți 25.000 de dolari banii luni. De om. De om. Lăsăm deoparte aia sau cu tot nu. Nu, i-a făcut pachetul. Bun, a, fost 12 bachet. și am mai pus 12,500. A, a, dublat. Ăștia luni dimineață. Ăștia luni dimineață. Acum eu la televizor zic, domn președinte, nu pot să mă duc așa ceva la, la echipă, că nu crede nimeni. Zic, bă, te rog eu frumos, banii îți iei după, după meci. <laughs> am mai luat o primă, dar cu șactiorul. Dar acolo a fost uh, calificarea în grupe, da. s-au băgat bani banii și după... Era altă poveste. Așa. Aici rau, de cu mezi, Acasă, în campionatul românesc, 25 de mii. Jucam cu la... 18 ani. 2000... Nu, 2007, 2000... Când ne-a dat aliuță golul Uita, ăla? cu 18 nu, tu... ani. Jucăm, începe meciul 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, Vine și președintele Chivorcan, zice, băi, aveți banii luni. Mi-a promis, domn președinte, bun, hai, 0-0-0. 0 Tu când le-ai spus, iartă-mă, când le-ai spus că nu au căzut unii din picioare? Zis, bă, hai mă, lasă ne Hai mă, cu... capitan, lasă. -mă. Bă, am garanții, eu, dai, am garanții, totul e clar. Mă interesa foarte mult să-i batem pe fericiți. Hai să murim pe teren. Hai să murim și vedem. 0 0 0 0 0 intră 0 0 Știi golul ăla pe și dăm Da, I-a da, da, da. și eram cumva în spatele lui și vedeam, îl vedeam vedea cu... perfect. Și tot, tonul de dea, știi? Da, tot de... mai făcea o dată și mai făcea o dată și, stau stau? Era 89 sau ceva de genul, erau mai minute, erau cu mai mai odată, și mai odată. Mă și când îi dă văd, te rog să mă cred, a fost cel mai tare sprint al meu de când joc fotbal după Aliuță. Bucurie mare. Mă sună mare Necu după meci. Capitane, renunță și filme acolo la Pampers o lună, vă bag bani. A băgat atunci că nu luăm prime, nu prime doar, fiate, nu luam prime doar primul 11. Rezerve, cei care n-au intrat, bine, cu procent mai mic. Da. Maseori, doctori, lista era de 40. Staf. Și mi-a arătat președintele Kivorchian atunci. Păi tăi, 500, să nu 500, suma, să... 500 și vreo 60.000 de dolari, a scos din conturi atunci, pentru o primă. Și în ziua de azi, salariile sunt de mii pe lună pe de euro și ții tot salarii. Nu vorbim de prime. Deci, asta vorbim. Oamenii au fost foarte dificili sau da. în mintea lor erau puternici, da. dar și băgat. Dar iartă-mă, trebuiau și jucătorii să poată. Că degeaba vin cu 25.000 de, dolari. Absolut. Aici este ideea. Știi că probabil că s-ar mai găsi oameni cu dare de mână acum dacă ar vedea că sunt, e un progres din ăsta vizibil, nu? Sau la o meci din ăsta de tensiune, dar ce tensiune să fie dacă nu, ei nu pot? Da, eu cred că trebuie făcut-o așa o, o, reformă, cum zice Hagi. Adică trebuie sprijinit sportul de guvern, găsit o cale. Bine, acum și foarte greu când în economia țării suferă să bagi lumea sport, știi? Adică e de înțeles. Eu cred că e foarte greu pe toate palierele. Nu știu ce să spun. Avem probleme, eu zic că de la copii și juniori. Vin cu altă mentalitate și până la mentalitate cu altă pregătire. Dar cumva se leagă una de alta. Cumva. Mentalitatea ți-o călești și ți-o antrenezi când te antrenezi din greu, știi? Ai văzut când te antrenezi și îți dorești ceva foarte mult și faci și faci emisiuni, la un moment dat ești puternic și mental. Da, n să N-are cum. Și te întâlnezi. Da. Da, eu cred că asta este una dintre probleme. Cu stilul tău și cu mentalitatea ta, exceptând problemele la picior, ai fi putut să joci în afară? Ți-ai fi dorit să joci mai mult afară? Da. Da, mi-am dorit. Pentru că era o altă perioadă. Acum e din ce în ce mai greu, deși... Mi-am dorit. Mi-am dorit. Am plecat adică n-ai fi, nu știu, în Ucraina uite, un, să joci un, cu... un regret am fost că am plecat prea repede în China, știi? Am plecat prea repede. La 24 de ani câștigase în campionatul Cupa, eventul Eram la echipa națională, mă chema domnul Donescu. Să dea Dumnezeu sănătate. Și te-ai dus acolo. Și am avut în China, aici am greșit. Am stat un jumătate și m-am întors. am întors că am vrut eu. Dar tu, sincer, nu știi că depărtarea asta te o să ucidă ceea ce, că nu te mai cheamă nimeni? Ba da, ba da, am greșit. Nu trebuia să fac niciodată lucrul ăsta. Dar... Și după ai revenit la Dinamo. Am revenit la Dinamo. Și ce s-a întâmplat jumătatea totul? de an cu probleme. Uh, unde am, am intrat în conflict cu, uh, aici, cu... Uite, ce le știu. ce tânăr era. Deci tu ești ăsta? Eu? <laughs> da, și uh, am revenit la Dinamo, problemele alea cu galeria, am intrat în conflict cu cei din galerie, am plecat la Timișoara, m-au ținut în jurături, vreo 6 7 ani, 6 7 ani. Nu Atunci la da, Dinamo, da, da. Și da, 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 da. da. am plecat la Timișoara, am întors la Timișoara. Și pe la Rapid. Am prins ultima mea sezon în țară la Rapid, București. Acolo în Cipru se putea mai mult sau a fost cât a fost? În Cipru am avut o echipă, credem, excepțională primele 4-5 echipe de titlu în România. Nu vreau să fiu rotăcios, dar nu-mi zic că și fotbalul Cipriot era atunci peste al nostru. Păi eu îți dau un exemplu. Apolon Masol a fost eliminată de Real Madrid în sferturi. Îți aduce aminte cu Cristiano? Adică echipe care investe... Nu, salarii foarte mari. Atunci se investea și România. Atunci, perioada da. Încă da. era perioada bună. Dar acum... Era orgoliile patronilor, în primul rând, înainte de... Era și orgoliul jucătorului. Da da da, de a da, 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 învinge pe... Că toată lumea spunea că se trăiește în an întreg pentru un steaua Dinamo. Da, exact. Dar erau și alte orgări. A apărut Clujul, a apărut Timișoara, nu mai era nu era... mai Steaua, steaua Sigur. Era Vasluiu. Pe... Vasluiu, Craiova investe foarte mult cu Mititelul, cu să aduce aminte echipa aia, cu frații Costea, cu la fel. Uite, îți vine să crezi că ești tu? Erai cu Coeliu. Am mișto. Nu <laughs> înțelegeam <-i. laughs> Nu Dar nu știi că așa se spunea, nu l-ai citit pe Coelio? Nu. Atunci Aa... a, știi că era nebunie. Așa era. Cu alchimistul. Sim? Cu, cu alchimistul, toți, da. Și, cum cu... și te întreba, l-ai citit pe Coelio? Nu. Păi citeam đã... titlurile ca să apar la interviu să dau și mare. alchimistul. Pe... Dacă, dacă mă întrebai două rânduri. Orders... Au murit și găștile. Astăzi mai sunt și găștile care erau atunci. Fotbalul, am lămurit că era un fotbal bun, că se juca că erau prime și așa mai departe. Dar era și altfel de atmosferă, parcă, nu? Acum mai există treaba asta? Știi cum se zice atunci despre voi? Băi, lasă-mă că sunt și jucători și cu repriza a treia. Da, înainte aveam. Aveam grupuri peste tot. Dar nu grupuri de 2-3 jucători. Eram, când ieșeam la mese, ieșeam câte 10, 12, 15. Păi asta era lot de, acum. mi aduc aminte la Timișoara, cred că una dintre cheile succesului, că chiar dacă n-am luat niciun trofeu, cred că a fost una dintre cele mai bune perioade din istoria clubului. Atunci, clar. Am terminat de două pe locul 2, de două finale pierdute. Clar. Din păcate, of, n-am reușit să câștigăm un eliminări totul, de niște băieți. Niște eliminări de niște băieți și... <laughs> seară de seară eram împreună. sigur, era partea străinilor, dar niște băieți excepționali, cehi, slovaci, sârbi, portughezi, ei și au normal că ei erau cumva cu limba lor, dar noi tot timpul eram uniți, așa. Ne bucuram că ieșeam, știi? Și acum mai ies, dar acum parcă îi văd foarte puțin, 2-3, 2-3, 2-3, știi? Și înainte, într-adevăr, când după meciuri, când trebuia să fie spectacol, făceam spectacol toți. Da. Adică plecam și ne întorceam dimineața. Știi? Cum e cum dau eu exemplu cu și tot timpul el s-a jucat meciul sâmbătă sau duminică seara la Liga Campionilor, el joi era în același short. Da. N-a dat short jos patru zile. N-a venit unul la el să zică, ia și tu o pereche de pantaloni lungi, că mai apar în poze. El patru zile, asta nu m-a costit la de șampanie. Da, da, da. Dar fotbalist de 100 de milioane fotbalist da? de milioane. Adică și când intră, joacă. Când intră, joacă cu apărătorile, amititele, cu treaba lui ce face. Dar el n-a fost om trei zile, dar nu ai ce să-i spui, sau știi, pentru că tocmai ce cu cerise Liga tocmai Campionilor. Tocmai cu cerise știi? Liga, Liga Campionilor, cu... probabil aveau și o vacanță și atunci era bucuria care e de înțeles, nu... A, a murit și treaba asta astăzi, că nu-i mai vezi. Știi cum îți dai seaba Sunt un pic ironic. Nu-i mai vezi priziare. Când înainte știi, era, domnule, uite Acum unde? Cui să-i faci poză? Acum, da, nu mai... Unde să-i... Unde? Acum dai doar... Da, din păcate, cu în viață, dar cu minți și pe teren Da, exact Nu facem o apologie a faptului că, domnule, după meștrea este dus să te pui în cap și așa mai departe Nu, doar spunem că existau o asta de socializare care nu are cum să nu te ajute pe teren Dacă tu te vezi cu el non-stop și stai non-stop se leagă niște lucruri importante Vorba, vorba voastră, nici contează nu te uiți mult. că ăla e acolo, știi că e acolo. Nu, dar contează, eu, contează mult. Și... Îl, simți slăbiciunea colegului în timpul meciului, îl ajuți. E altă conexiune. E altceva. Știi? Adică te faci să te autodepășești puțin. Contează mult atmosfera. Și... De ce ai zis de tunar că e cea mai mare provocare? E cea mai mare provocare? Că am văzut o declarație de data. Este... Deci aș... e, nu adică e... Adică, într-un timp de... Gândești, într-un timp de o lună, trebuie să recuperezi o punct. Adică... E... Cu un lot care nu ți l-ai făcut. Îți iese? Vezi registrat. Eu îmi doresc. Mult. Mă lupt pe la cap. Mă lupt și... Deci atât ai o lună de zile, astăzi e, o filmăm noi, e început de aprilie. 2. Nu, pe 11 mai. ai o lună și... 18 săptămâni. Păi vine și Paștele, nu se pune, că nu se joacă. Nu, o lună ai. O lună. ai, că atunci, pe 2-3 mai... Am, regret mare că chiar să a jucat bine acum și nu meritam să... Meritam să câștigăm clar, da. Da. Știi cum e? Când uh, timpul e scurt și uh, obligat să faci ei trei puncte, uh, se întâmplă jocuri în care să nu ținte, să joci foarte bine, știi? Nu mai ai timp să mai recuperezi, da. să crești da. echipa, da. să o duci într-o lună, și când o luna, dar... că în etapa șaptea o să fim da. undeva. Știi? Da. Asta e. Tu ești ca în armată, acum vorbesc serios, ai un AMR pe perete, nu? Da, da, da. da. Problema. cum erau alea zimbi? Că tu trebuie să știi. În primul război mondial, de iau bătut nemții pe francezi cu Alea, blitz click. Da, ăla. blitz da. Aici da. să vii -ai, -ai -ai -ai. -ai să, să, să reușești. nai ai cum. Vorba ta, că mai pe parcurs, mai facem ceva, mai vedem unde am A, greșit. Pe că trebuie să iei 3 puncte, punct. Da, trebuie să iei 3 puncte. Regretul că s-a ratat foarte mult și. Asta. Dar tu știai de nebunia asta. Când ai primit telefonul Poți să fii pe. Dar nu poți să stai un an, de exemplu, n-ai cum, nu? Nu să pot. stai mult, nu poți. Nu pot, nu pot. Nu, luni nu și nu mă suportă nici nevastă nu, în casă. <laughs> <Pe> uransc, că <laughs> bătice, de, ce devine e nervos, devin da, nervos, da, devine da. Mă cer cu toată lumea. E ca un drog. Vezi, uite, e bine că voi explicați lucrurile astea. Adrenalina. E o meserie mulți, foarte grea. Mă mulți nu înțeleg, mai, mai ales e. în România, în no, ziua știu, de azi. Eu cred că... În uh, general, a, peste tot. Meseria de antrenor e foarte grea, că depinzi de foarte mulți factori. Foarte Pe unii pe care tu personal nu prea poți să-i controlezi. Știi? Da, nu poți să controlezi șansa. Sau, știi cum e discuția? Da. Se pune, domne, dar nu e neșansă. E greșeala atacantului. Da, că da. o are în cap din 6 de ce nu de gol? Da. Și dacă nu ești pe teren. Când dacă tu pe fotbal, dacă joci fotbal, se poate întâmpla să-i dai și în brațele la portar. Dacă ești ai trecut prin fotbal, știi? Poți să stai acolo unde ai stat tu. Știi? Dacă când dai cu capul, să o apere portarul. Exact, exact. Știi? Tu ai făcut bine. Bine. Cum? De, uite de ce depinzi. Eu ca și antrenor, pe mine, eu sunt obligat, îți dau un exemplu, pe față de atac. Să duc niște oameni în careu. Să duc 3-4, dar să-i duc mereu. Asta e treaba mea antrenorului. Adică eu trebuie să, acolo. să am puterea de convingere, să-i conving ca ce, când e mingea în dreapta sau în stânga să fie patru în careu. Da. În momentul ăla și cei în spate să fie asigurat. Asta Corect. e treaba mea ca antrenor. Lui. Eu trebuie să aici să ajungă mingea sau nu vor de Dar nu și să bagi în poartă. Și în momentul ăla depinzi de piciorul ăsta care centrează. De capul lui Și de execuția aceea. acum nu mai ești. știi? Corect, ei Dar dacă, dacă nu sunt patru în care eu, sau e ta. Trei, cum am eu filozofia, nu știu. Da, e vina. Da, absolut. absolut. Înseamnă că nu, Uri. nu pot. Hai să facem așa, că a trecut o oră și știu am că așa. nu crezi. Salvează-te. Doamne, ajută. <laughs> și sunt că mai vii să discutăm despre Cu mare cum, drag, a fost, -am zis cum a fost treaba. Cu mult și te urmăresc. Mi de mulțumiri și Mult că ai chemat. Mi de, de mulțumiri încă o dată și să-ți iasă bine pentru că asta contează. Doamne ajută. Pentru că ai spus că ai ceva jucători. Da, da, da. Am, pune, am pe, pune pe, pe, linia de, nu de plutire, pune pe linia bună și să-ți iasă. Doamne ajută. Mi de mulțumiri. Cu drag. Dragi prieteni, mulțumiri și vouă. Ne vedem ca întotdeauna pe sport sport.ro, ne vedem ca întotdeauna pe Voio și ne vedem și data viitoare. Toate cele bune, numai bine, la revedere.